Mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare. Vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră și să vă mărturisesc că am avut emoții, pentru că premiera de gala acestui film a fost programată cu foarte puțin timp înainte și emoțiile au fost cu atât mai mari, cu cât suntem la al treilea astfel de eveniment și de fiecare dată a fost o provocare să avem un număr atât de mare de spectatori. De ce? Nu pentru că nu putem să umplem sălile acestui cinematograf, ci pentru că filmele românești atrag mai puțin. Veți fi plăcut surprinși în această seară și veți vedea că acest film iese din tiparele filmului românesc și vreau să vă pregătiți pentru o seară plină de emoție. Nu ar strica chiar să vă pregătiți și șervețelele. După cum observați, sala este plină și în același timp, pe sala 2, va rula același film, pentru că cererea a fost foarte mare. Echipa, cum bine știți, o parte din echipa filmului este pe drum, așa că vreau să pregătiți întrebările și, bineînțeles, să vă pregătiți și pentru o sesiune de autografe, pentru că la sfârșitul vizionării filmului veți putea să vorbiți cu regizorul și o parte din actori. Nu vreau să vă dezvălui toate surprizele, dar pregătiți-vă pentru o seară minunată, o seară iubită. Și înainte să pornim filmul, vreau să o invit alături de noi pe doamna viceprimar Roxana Miron Ferraru, cu ajutorul căreia am umplut această sală. Mulțumesc, Roxana! Bună seara! Permiteți-mi să vă spun și eu bine ați venit. Să vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți în această seară răcoroasă, dar frumoasă, sper eu, de Dragobete, alături de noi. Este un singur lucru pe care aș dori să-l subliniez și asta pentru că îmi imaginez că nu ați venit să mă auziți pe mine vorbind. Să subliniez faptul că scenariul acestui film de excepție a fost scris de una dintre burlădencele noastre renumite în zona cinematografiei. Este vorba despre doamna Ioana Vicol. Dumneaei este cea care a avut și inițiativa să fixeze burlacul pe harta și pe calendarul circuitului național de promovare al filmului Scurt Circuit. Dar toată această activitate și contactul dintre cinematograful Victoria și echipa cinematografică a proiectului Scurt Circuit nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi fost facilitată de domnul deputat Adrian Solomon. Încă o dată vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici, pentru că ați venit motivați atât de partea aceasta de componenta cultural-artistică, dar ați venit cumva motivați și de componenta umanitară, pentru că știm cu toții că banii care vor fi obținuți din vânzarea biletelor vor fi donați pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Vă mulțumesc, vă doresc vizionare plăcută și sper să rămâneți până la final pentru a ne întâlni cu echipa cinematografică, pentru a discuta cu ei și pentru a afla mai multe secrete din spatele acestei deosebite producții. Vizionare plăcută!
puțin de tot. Trecem de ușa asta și le-am ajuns. Nu-ți fie frică. Ok, stop. Închide ochii. Închide ochii. Hai, ai încredere în mine. Încerc, ai încredere în mine. Ai încredere în mine. Am. Ultima reparație capitală a spitalului. În 1978. Și ultima revizie a instalației electrice? Ați înțeles întrebarea? Da. Și nu știți când a fost efectuată revizia? Noastră sunteți șeful serviciului tehnic și nu știți firma care a efectuat lucrarea. Nu cunoașteți personalul care a executat lucrarea și nu știți perioada când a fost făcută? Păi, în 1978. Din 1978 nu s-a mai făcut nicio reparație capitală. S-au mai făcut ceva reparații și igienizări în 92, pe unde era nevoie. Dar nu s-a făcut niciun proiect de atunci. Nici de instalație electrică, nici de gaze, nici de instalație termică. Și după aia, în 2004, spitalul nostru a fost preluat de primăria de sector. Și s-a făcut atunci un proiect de reparație capitală și de consolidare de asta antiseismică. S-a executat această lucrare? Nu s-a executat, fiindcă spitalul nostru, fiind unitate clinică, a revenit Ministerului Sănătății. Și Ministerul nu a mai acordat niciun ban pentru lucrări și... În ce an s-a montat aparatul de aer condiționat din secția de terapie intensivă neonatologie? 1999. Din informațiile noastre reiese că niciunul dintre cei doi oameni care se ocupă de mentenanța aparatelor de aer condiționat nu sunt calificați pentru asta. Iar dumneavoastră știați. Acum aflat și eu că unul era în probe și unul era autodidact în domeniu. Când au fost aduse ultimele modificări la instalația electrică din salonul care a ars? Nu știu. Și din 99 și până acum, în salon nu s-a mai făcut nicio revizie generală a instalației electrice. Dar mentenanța aerului condiționat vechi și el de 11 ani a fost asigurată de către oameni necalificați? Aveți undeva o evidență clară a lucrărilor care se fac sau care ar trebui făcute? Dacă e nevoie de ceva, ne cheamă alt domn doctor și reparăm orice. Aveți măcar fișele de reparație care să ateste că ați făcut aceste lucrări? Niciun fel de evidență a niciunea dintre lucrări. Pe hârtie? Nu. Sunteți
responsabil de supravegherea și verificarea instalațiilor din Spitalul Sabu și de instructajul angajaților cu privire la respectarea normelor contra izbucnirii incendiilor. Da. Și ați efectuat aceste instructaje conform legii? Sigur, fie. Oamenii știu ce au de făcut în astfel de situații, știu cum să se comporte? Sigur. Aveți fișele semnate de ei cu numele lor pentru că au participat la aceste instructaje? Aveți cum să vă justificați activitatea în această privință? Cu 3 zile înainte de incendiu, l-ați delegat pe Costel Horea, electrician, să verifice pozele, să verifice prizele din salonul care a ars. A completat ulterior fișa care se ateste că a executat verificarea și că prizele erau funcționale? De verificat a verificat. Că am verificat și eu, dar fișa nu a completat. Nici dumneavoastră. Nici eu. Deci nu ne puteți prezenta nicio hârtie care să confirme că v-ați făcut datoria și că prizele erau funcționale. Hârtie... M-ați auzit și până acum? Da. Ok. Deci, ideea era de a transforma acest scurt circuit malefic într-unul benefic, în ideea de a ne reseta un pic, de a ne scurt circuita mințile și de a ne opri în a arunca vina întotdeauna pe altcineva, spunând așa e la noi, așa e în România. Nu e adevărat. Problema este la fiecare dintre noi și invitația mea este la introspecție. Pentru că dacă fiecare ar fi mai responsabil și-ar asuma, cu siguranță că societatea noastră ar arăta total diferit. Nu este un mesaj politic. Deci nu mă interesează nicio parte a ieșicherului politic, nu mă interesează administrație, nu mă interesează nici privatul. Mă interesează omul, pentru că omul este noțiunea tuturor lucrurilor. Și problema pleacă de la individ. Există acel mesaj care spune că dacă vrei să schimbi lumea, trebuie să începi cu tine. Și credința mea fermă și afirmația mea artistică, să-i zic așa, demersul meu civic, este, haideți să ne uităm puțin la noi și să vedem cât de responsabili suntem și dacă într-adevăr ne asumăm. Cu siguranță putem să... Cu siguranță vom putea schimba societatea asta. E greu, știu. Și noi mișcăm câte o rotiță. O altă componentă este solidaritatea. La fel cum este ultimul cuvânt din film, cred că numai împreună putem să schimbăm lucrurile. Numai împreună, făcând fiecare câte un pic, toate generațiile, fiind mai responsabili, nu vom lăsa astfel de accidente să se mai întâmple. Nu știu cum vi se pare noastră, dar asta a fost părerea noastră și credeți-ne că este un film în care ne-am documentat foarte mult. E un film care a durat 6-7 ani ca proiect. De la nașterea ideii, preluarea unui alt proiect, transformarea lui ca scenariu cu ajutorul unei bârlătence. E vorba de Ioana Vicol, care a lucrat la scenariu, pe care îi mulțumesc și de data asta. Din păcate n-am putut să ajung aici cu noi, atunci de o problemă cu sora ei, deși ea a promis că vine, a fost reținută de o problemă medicală. Da, asta este. Este un protest civic, dacă putem să-i spunem așa. Și cred cu tărie că putem
să ne resetăm și să începem să fim mult mai responsabili și să ne asumăm. Despre asta este vorba, pentru că acei copii care au dispărut, vina pentru acei copii o poartă fiecare dintre noi. Nu trebuie să găsim un acar pe un care să facă pușcărie și să aruncăm toată vina pe ea, pe asistentă respectiv. Cred că trebuie să ne gândim toți dacă într-adevăr am fost fiecare responsabil în partea lui de treabă. Că este vorba de privat, că e vorba de politic sau de administrativ, că e vorba de orice până la urmă. Și cei dintre dumneavoastră care au plătit biletul, vreau să nu regretați, pentru că tot ce înseamnă fonduri din acest, din acest demers, din biletul de cinema, tot ce înseamnă profitul nostru din încasări, urmează să fie alocat achiziției de incubatoare pe care le vom dona maternităților din țară, în ideea de a face un gest. Cu siguranță că nu o să fim noi cei care vom revoluționa ceva. Dar măcar vom încerca, vom arăta că ne pasă și că putem să mișcăm o mică rotiță în ideea de a ne duce spre o normalitate, atâta tot. E vorba de o normalitate, nici nu căutăm mai mult. Vă mulțumesc. E un film care, cu care am colindat câteva continente. Am început cu Asia, unde am câștigat un pocal de aur la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din lume, de categorie A, care este Shanghai International Film Festival, pe picior de egalitate cu Cannes, Berlin, Veneția, Oscarul americanilor sau BAFTA englezilor. În același timp am fost în selecția oficială, în afara competiției, la Cairo International Film Festival, care este al doilea festival de A, care ne-a preluat în selecție. Deja aveam un premiu și n-am intrat în secțiunea competitivă. Și am avut ocazia să văd diferite culturi care au recepționat mesajul nostru. Pentru că accidente de genul ăsta, din păcate, se pot întâmpla și la ei, și chiar și la societăți foarte evoluate, cum sunt americanii. De curând am văzut un tren deraiat undeva în Statele Unite și până la urmă responsabilitatea este umană. Pentru că, indiferent dacă vorbim de un sistem, sistemul este o noțiune abstractă. Sistemul este făcut tot de oameni. Și până la urmă este vorba de noi și mă întorc la noi. Și cred că împreună putem schimba ceva. Cam despre asta este vorba. Dacă aveți întrebări, suntem aici. Eu de obicei monopolizez discuțiile și o să o las și pe Georgiana să o spună două cuvinte. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și dacă ați simțit cumva filmul ăsta, ajutați-ne să-l promovăm mai departe. Nu știu, să trimitem alți oameni la film, mai ales că ajutăm niște suflete. Asta e foarte important. Să știți că dumneavoastră ați pus acolo o părticică dintr-un incubator. E mare lucru. Da, așa mă faci. Da. Ideea asta cu incubatoarele n-a fost așa pur și simplu o chestie de marketing sau de PR sau de orice altceva. În momentul în care am plecat în prospecții să căutăm maternitatea unde urma să filmăm acest proiect, am luat la rând toate maternitățile din jurul Bucureștiului să vedem unde ne-ar putea permite să filmăm culoare, cabinete. Oricum trebuia să-l facem din bucăți, pentru că efectiv camera de terapie intensivă unde s-a și lucrat cu foc direct nu putea fi făcută într-o unitate medicală. Dar pe mine m-a interesat foarte mult realismul scenelor și atunci am încercat să căutăm și să găsim un spital. Și ne-am speriat. Ne-am speriat pentru că
am văzut cum arată și am văzut ce, în ce condiții lucrează medicii noștri care au refuzat să ia calea exilului, cum au făcut-o de altfel mulți. Și între doi. Exact, pe asta, de asta vreau să zic. Și în ce condiții lucrau și faptul că nu existau destule incubatoare și ne povesteau că dacă se nasc doi prematuri cu probleme, trebuie să aleagă dintre cel care are mai multe șanse și să-l bage în incubator, pentru că oricum are deja mai multe șanse. Iar celălalt, dacă supraviețuiește, supraviețuiește. Sunt condiții în care se lucrează. Nu mi se pare normal ca oamenii aceștia să fie puși în ipostaza de a alege și a deveni demiurgi, pentru că ei nu și-o doresc. Numai că sunt obligați, forțați de situație să o facă. Ok, nu o să reușim noi cu filmul ăsta să strângem toate materialele, toate incubatoarele de care e nevoie în România, dar măcar o să încercăm și poate că dacă mesajul acesta de responsabilitate ajunge și la cei care au cheia și ar putea să dea drumul și în sfârșit să se întâmple ceva efectiv și în sistemul medical în care și eu l-am pierdut pe tatăl meu, că de-aia am și dedicat filmul. Poate că nu ar mai exista atâtea tragedii și lumea noastră ar fi mai frumoasă. Sau măcar normală. Cam despre asta. Este minunat că sunt atâția tineri în sală, pentru că voi sunteți viitorul. Voi sunteți schimbarea, normal că suntem și noi aici și ajutăm atât cât putem, dar duceți mesajul mai departe. Și ajutați-ne să promovăm, pentru că e o luptă de gherilă. N-am avut bani nici să facem filmul așa cum ar fi trebuit și am luptat la fiecare bănuț. Noi nu ne-am luat absolut niciun onorariu, am investit practic ce ni s-ar fi cuvenit, atât noi cât și coproducătoarea mea, cât și familia ei, pentru că am lucrat în familie, inclusiv cu actorii. Sunt peste 90 de actori care au acceptat să joace niște roluri mici. Dar odată cu filmul ăsta, poate se pierde și nemțiunea de roluri secundare, pentru că acele roluri mici, până la urmă, sunt niște bijuterii, cel puțin așa le consider eu. Și asta vreau să spun. Nu am făcut un film ca să ne îmbogățim, că nu despre asta este vorba. Am optat ca tot ce înseamnă profit din biletele de cinema să îl donăm unei cauze nobile și să facem ceva cu asta. Așa că încercați să nu așteptați filmul să vină pe internet, să-l descărcați online. Știu că pirateria este un sport național la noi, la români, dar vreau să înțelegeți că nu e vorba de a câștiga bani, ci e vorba de a transmite un mesaj. Și opțiunea mea de a aduce în sala de cinema este pentru că condiția de experiența din cinema este cu totul și cu totul alta decât orice home cinema pe care le-ai avea acasă și te-ai uita la cele mai înalte culmi, să zic așa. Cu siguranță experiența de cinema e alta, faptul că o trăiți împreună și că simțiți filmul într-un anumit fel, naște și un catarsis, acel sentiment pe care îl căutau grecii în momentul în care se duceau la tragedii antice. Pentru că e o efervescență și asta și caut de la voi, să încerc să vă transmit mesajul ăsta și voi să-l duceți mai departe dacă într-adevăr credeți în el și credeți că ar putea să fie o soluție. Cel puțin așa mie mi se pare. Ajutați-ne să o facem. Da, bravo, felicitări! Pentru realitatea care ați redat-o foarte, foarte, foarte atât. Suntem foarte impresionați. E într-adevăr real ceea ce spuneți. Vă mulțumim mult, o să vă așteptăm afară dacă vreți să facem poze, să avem afișe, dacă vreți autografe sau vreți să duceți mai departe simbolul acela al fluturelui pe care noi îl tot promovăm în ideea efemerității. Vă mulțumim mult! Și am uitat să mulțumesc organizatorilor pentru că au fost minunați.
Și este, e o mare onoare să întâlnești oameni responsabili care într-adevăr își fac treaba și care, vă spun, am umblat prin multe orașe. Și acesta este un caz de om responsabil care chiar crede într-adevăr în ceea ce face. Și îți mulțumesc mult pentru asta și le mulțumesc tuturor celorlalți care au venit în seara asta aici. Mulțumesc! Și am văzut, de fapt, în ce ritm se lucrează și în ce preț și cu ce nord de somat pe toată ziua. Și părinții care vreau să-l luată cu părinții de nevoie, cum e dinagă, sunt fericiți, că erau pe care cu mai bine și alții care se fau dărâmați, că să nu era de rog de copilul și unii părinți se purtau insicabil cu ele și nu-i dorau. Și vezi, când în mediul ăsta am început în bord de pasă și de la tălarulă, și să înțeleg de fapt ce am de făcut și până la urmă să privesc personajul, că de fapt ca să poți să faci și din asta am ajuns să uită și să înțeleg și să-mi dau seama că e doar un pion în locul de lucru. Adică am mai văzut persoane, am un exemplu la acela de care am lucrat și cunosc persoanele acolo de lângă ea și e destul de greu când faci ceva și până la urmă acea persoană, oricât de mult ești, nu-i până la urmă, nu reușești, nu că vrei și rămâi pe conștiință. Pentru că cea mai slabă, persoană din Izbăți, din Ovație, și singura care își asumă, de fapt, singura care plătește. Da. Nu e neapărat, nu mai plătești, adică da, greșeala, dar nu a fost făcută, dar... Da, dar nu, ideea nu e de a căuta vinovații. Că noi nu ne-am propus exact să căutăm vinovații. Exact. Pur și simplu am vrut să arătăm din mai multe perspective, exact, care a fost adevărul, da? Fiecare are adevărul lui. Despre asta e vorba. Și era mijloc. Că până la urmă poți să le dai dreptate tuturor. Să zici, bun, ăla nu putea că e așa. Dar până la urmă e chestia asta de a depăși puțin condiția și a deveni mai responsabil. Ce e adevărat este că una dintre mamele de la Ulești, indiferent că sunt eu, ca un regizor sau tu, ca un regizor, el ca un cameraman, apropo de ce filmează, eu am un fotograf sau... Da, vorbesc foarte serios. Fiecare să-și facă lucrurile indiferent de ce pot să zici, ești plătit mai puțin sau mai mult pentru un job. Eu nu contează câți bani iau, dacă vreau să-mi fac meseria, mă fac la 100%. Nu o să zic, mă fac la 50% că n-am. Asta da, așa da, da. Da. N-ai cum. Și nici noi, da. Doar n-ar. Da. Da. Am ambiționat și mai mult de o lege de studiu, să fiu actor și regizor, iar cumva artiștii de această latură transmit foarte multe oamenilor și lasă ceva ca și român, pentru că la data nu este pe de această societăți în care trăim și îi fac să se simtă în dreptul, pe lângă faptul că
se deschide cumva ochii la adevărul, adevărul mai puțin de altele, mai puțin. Transmit foarte multe, adică cel puțin mai despre tânăra mea tremura ce s-a terminat filmul. Și am văzut-o că simțea prin fiecare por totul, tot ce s-a întâmplat acolo. Și să putem împărtăși. Foarte mare.